Îl deschideți împreună cu mine în textul tradițional frumos din Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 22. Este un text care place în primul rând nevestelor, pentru că începe cu ele. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să o înfățișeze înaintea Lui această biserică slăbită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Alex și Denisa i-am întrebat dimineață cum sunt. Și ei, așa foarte lejer, au zis că n-au emoții. I-am apreciat și am invidiat. Vreau să vă spun că la nunta mea, mi-am amintit de nunta mea, am avut niște emoții care au dat la un moment dat într-un stres. Încă nu mai știu ce am mâncat la meniu, care a fost meniu. Știu că supa era galbenă, atâta tot mai știu. Supa era doar galbenă, dar v-am apreciat că sunteți liniștiți. Dumnezeu să vă țină toată viața așa. Am întâlnit oameni pentru care familia era o corvoadă. Sau cel puțin viața de căsnicie, așa o percepeau. Mă sună cu ceva vreme în urmă un băiat din biserică și îmi zice: frate Marius, e adevărat că dacă ți iei soție, ți iei juc. Și am zis: cine ți-a zis? Deci am fost acolo într-un cerc cu mai mulți băieți și eram pragul căsătoriei. Dar ok? Unii privesc căsnicia prin ochii unor oameni falimentari. Apropo, eram nu doar la o nuntă, erau simpatici frații, spuneau la un moment dat, uitându-se la mire și mireasă cu un oftat așa în piept, spuneau: și ființele acestea vor avea necazuri. Dar am stat și m-am întrebat: ce-i căsnicie, apocalipsa? Ființele astea vor avea necazuri. Am stat și m-am gândit: ce brand de mașină concepe o mașină, să inventează o mașină cu scopul de a nu funcționa? Dumnezeu, care este inventatorul, este creatorul familiei, El niciodată n-a conceput familia cu scopul de a nu funcționa. El a conceput familia cu scopul de a funcționa. De a funcționa foarte bine. Atunci când nu ne împlinim responsabilitățile, familia poate deveni un fel de bombă cu ceas. Ei bine, în textul acesta pe care l-am citit, sunt două responsabilități. Una îi se vine nevestelor și una bărbaților. În primul rând, responsabilitatea femeii nu este să fie suspusă, nici supusă, ci simplu supusă. Știu că este un mesaj nepopular. Nu este să mai predice astăzi despre supunerea femeii, este un mesaj fantastic de nepopular. Era nepopular și în vremurile acelea și mai ales este un nepopular și în vremurile astea. Într-o perioadă în care emanciparea femeii a ajuns la cote maxime, cultura de astăzi promovează femeia bună la toate. N-ați văzut? Femeia șofer de tir. Femeia tiristă. Păi când îți arată imaginea aceea cu o femeie care pune mâna pe volanul tirului, un tir de 40 de tone, păi clar că creează în imaginea unora femeia stăpână pe sine. Femeia care conduce.
N-ați văzut femeia drujbistă? Imaginea acelea cu femeia drujbistă, domnule. O femeie care are drujman. Sau orice. Femeia mecanic. Nu. Astăzi trăim o anomalie, parcă. Da. Femeia, ascultați-mă, este egală cu bărbatul în mântuire, dar nu în roluri sau în responsabilități. Noi ne concurăm. Noi nu ne concurăm, ne completăm. Păi dacă ne-am concura, nu, după imaginea lumii, dacă ne-am concura, păi aș pune soției mele un sac de 50 de kg de ciment când am construit casa și am zis, draga mea, trebuie mozdul. Nu. Aș fi pus-o sus pe acoperiș. De ce credeți că în momentul în care o femeie ajunge în dificultate, rămâne în dificultate și trebuie să ridice o greutate mare? De ce credeți că vin câțiva bărbați și o dau la o parte și o zic, las că e treaba noastră? Pentru că n-ați fost construite pentru ca să concurați cu bărbații. Ați fost construite ca să ne completați, simplu, nu ca să ne concurați. De ce trebuie să fie femeia totuși supusă bărbatului? Simplu, în primul rând, din cauza ordinii pe care Dumnezeu a lăsat în univers. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. A fost ordine lăsată prin creație. Bărbatul a fost creat primul și apoi femeia. Pe urmă, a fost ordine lăsată prin faliment, prin cădere. Când a zis, dorințele tare se vor ține de bărbatul tău. El va stăpâni peste tine. Și în 1 Timotei 2, de la 11 la 14, zice Biblia așa, femeia să învețe în tăcere în toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbatul său, ci să stea în tăcere. Prin creație, căci întâi a fost întocmit Adam, apoi Eva, prin cădere, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Supunerea nu face femeia sclavă. Nu face. Ci prin supunere, ea se pune la adăpostul cuvântului lui Dumnezeu. Să nu credeți că femeia este creonată așa cum o creonează unii, un fel de yes man. Nu asta înseamnă supunerea. Un fel de unde o pui, acolo stă. Tot ce îi zici, asta face. Un fel de femeie plăpândă, domnule. Acea femeie plăpândă care merge cu grijă, se uită la pașii ei cum merge. Dacă bărbatul îi spune să facă un lucru, îl face. Dacă îi spune să se ridice, se ridică. Dacă îi spune să stea jos, stă jos. Femeia supusă este femeia care are spirit de inițiativă. Nu este femeia care poți să o conduci cum vrei. Nu este femeia sclavă, ci este femeia care are spirit de inițiativă. Este femeia care stă undeva în spatele bărbatului ei. La un moment știți că este o vorbă românească, că bărbatul este capul și femeia este gâtul. Că poate să-l învârtă cum vrea ea. Apropo de asta, când mai merg pe distanțe lungi ca să mai petrec timp cu soția mea și să mă mai ajute la condus, o iau să conducă numai ea. Să nu credeți că femeia nu este capabilă. Femeia în unele lucruri este mai capabilă decât bărbații. Vă spun de ce. Ei i-au trebuit 19 ore să-și ia carnetul, 1060. Eu am dat de 4 ori, ea singură dată. Și o iau să conducă. Adică să conducă, oarecum. Și la un moment dat ajung undeva și întrebă, cine e șoferul? Am zis, nevastă-mea e șoferul. Dar ce conduce? Nu. Șofează, eu conduc. Una dintre nevoile femeii este să fie protejată, fiind un vas mai slab. Nu mai inferior, mai slab, mai sensibil. Rolul femeii este să fie la adăpost, să se pune la adăpostul bărbatului, punându-se la adăpostul bărbatului, împlinind cuvântul lui Dumnezeu, nu este vulnerabilă. Nepunându-se la adăpostul bărbatului, v-am spus, se vulnerabilizează. Acum, vă rog frumos să vă imaginați ceva.
Vă duceți undeva cu soția dumneavoastră pe o alee și la un moment dat, de undeva, dintr-o curte, cu labele pe o poartă, sare un San Bernard de 2 metri aproape. 2 metri are când sare cu labele pe poartă. Care este primul instinct al femeii când vă plimbați cu ea și dulău sare? Nu, primul instinct al femeii este să spună bărbatul ce las că mă ocup eu de el. Acum e treaba mea. Nu, primul instinct al femeii este să se googlească, să se adăpostească în spatele bărbatului. Pentru că așa au fost create de Dumnezeu. Pentru că așa au fost concepute de Dumnezeu. Uitați-vă, în momentul în care o femeie vrea să fie capitan. Că am întâlnit și femei capitan, ascultați-mă. Femei care nu-și cunosc rolul. Păi nu sunteți mai inferioare când vă puneți la adăpostul bărbatului. Nu? Pentru că în spatele oricărui bărbat care face câte ceva, ascultați-mă, este o femeie care totdeauna îl împinge de la spate. Femeia, nu cred că există în Scriptură, probabil mă înșel, vreun bărbat care să influențeze femeia. Dar există femei care și-au influențat bărbații ori în bine, ori în rău. Femeia are capacitatea asta de a manipula, înțelegeți? Și când nu-și cunoaște bine rolul, să se pună la adăpostul cuvântului și prin cuvânt la adăpostul bărbatului, căsnicia poate să fie la un moment dat o bombă cu ceas. V-am spus că în spatele oricărui bărbat care face câte ceva, există o femeie care îl împinge de la spate. Mi-am adus aminte de o întâmplare pe care am auzit-o și eu, că undeva la un resort, patronul resortului a zis așa: uite, aici am lacul ăsta plin cu crocodil. Dacă există vreunul care are curajul să intre, să sară în lacul acesta și să noate până pe malul celălalt, eu promit că îi dau 1.000.000 de euro. Dintr-o dată se aude un bărbat la un moment dat care stare în apă cu o viteză de neimaginat, înnoată, neatins de niciun crocodil, ajunge pe malul celălalt. Și la un moment dat patronul resortului zice: domnule, n-am crezut că pot să fie atâta de... Dar am zis, dacă am spus că dau 1.000.000 de euro, nu mă fac de rușine la oamenii aceștia, îți dau 1.000.000 de euro. Și a zis: domnule, pe mine nu mă interesează milionul tău de euro, dar vreau să știu cine m-a împins. Și în spatele lui era nevastă. Dragilor, locul femeii este locul pe care l-a așezat Dumnezeu în spatele bărbatului. V-am spus, femeia poate să fie mai capabilă decât bărbatul în multe lucruri, dar femeia înțeleaptă, așa cum spunea Solomon, îl zidește casa, femeia nebună și-o dărâmă. Păi de ce să nu vă vedeți voi în anumite lucruri? Vă puteți, unele femei se văd prin bărbaților, știți lucrul ăsta? Dar ele și-au înțeles rolul și au spus: eu voi sta totdeauna în umbra bărbatului meu. El să iasă în evidență. El să iasă. Mi-am adus aminte de o experiență pe care am avut-o săptămâna asta. Vreau să vă spun că m-am bucurat fantastic. Pentru că așa suntem noi creați. Vine o vecină la noi și îmi zice: uitați, mi-am făcut niște reparații prin modificări, prin așa, și vreau să mai îmi cumpăr o cădiță de duș. Și eu mi-am adus aminte că aveam o cădiță de duș care n-aveam ce face cu ea, undeva pusă în spate, acoperită cu ceva. Și am zis: ți-o dau eu. Am eu, ți-o dau, n-am ce face cu ea. La care nevastă mi-am zice: dragule, zice, eu m-am gândit să-i o dau, dar n-am vrut să-i o dau până nu vorbesc cu tine. Vreau să vă spun, dragi,
În momentul acela am zis, mi-a crescut inima. Și am zis, păi asta e o femeie înțeleaptă. Veniți cu planuri bune. Veniți cu planuri bune. Pentru că în momentul în care veniți cu planuri bune, el vă spune da. Totdeauna. Dar femeia înțeleaptă, nu că, cum spune vorba românească, că bărbatul are ultimul cuvânt, da, draga mea. Nu, femeia înțeleaptă pune planurile bune pe masă. Dar, ascultați-mă, cel care ia hotărârea nu-i femeia, e bărbatul. În al doilea rând, a doua responsabilitate este cea a bărbatului. Iubirea, dar nu după modelul Hollywood, nici Bollywood, ci a lui Hristos. După modelul lui Hristos. Pentru că bărbatul creștin trebuie să-și asume conducerea jertfitoare, nu prin teroare. Bărbatul nu trebuie să fie un fel de Shrek, că în momentul în care el vine acasă, domnule, toți tremură, nu? Că interpretăm greșit când spunem că femeia trebuie să se teamă de bărbat. Adică bărbatul nu trebuie să-și conducă femeia nici casa cu pumnul lui Pope Marinaru. Nu trebuie. Adică el trebuie să-și câștige respectul prin iubire. Pentru că există o diferență între șef și lider. Bărbatul nu trebuie să fie șef, dar trebuie să fie lider. Mi-am adus aminte de o poză care am văzut cu câțiva ani în urmă, în care erau așa un fel destul de sugestivă, arăta diferența între un șef și un lider. La un moment dat, șeful stătea pe scaun și cu mâna întinsă dădea directive și angajații lui trăgeau la nevoia firmei, oarecum. Ei bine, în cealaltă imagine în care era liderul, liderul era în față și toți după el trăgeau împreună cu el. Asta e diferența între conducerea prin jertfire, prin modelul lui Hristos. Pentru că noi trebuie să ne asumăm conducerea nu după ceea ce ne spune lumea asta, ci după modelul lui Hristos. Ce înseamnă de fapt să fii lider? Să te împotrivești oricărei forme de egoism. Învață să cunoști nevoile soției tale și să încerci să le împlinești. Ia inițiativa de a rezolva conflictele. Rezistă impulsului de a cheltui banii care nu se află pe lista priorităților stabilite împreună cu soția. Fii atent să nu ridici tonul ca să nu o jignești prin cuvinte nechipzuite. Petrece regulat timp cu soția ta și fă-o să se simtă apreciată. Cred că v-am mai spus aici, ele au nevoie emoțională. Pentru că sunt vasul mai sensibil. Sunt mai emotive, mai sufletești. Păi, după o zi întreagă în care li se întâmplă o grămadă de lucruri, pentru că ele și gândesc și vorbesc în detalii, simt nevoia să spună cuiva problema. Cui să le spună? Pe cine are în casă? Soț. Ascultați-mă, nu trebuie să le aprobați tot timpul. Nici să le dați soluții, pentru că ele le au deja. Au nevoie să fie ascultate. Atât. 10 minute, 15 minute în care povara ei o pune pe bărbat. După o jumătate de oră, 15-20 de minute, pleacă liniștite, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De asta va trebui să ne facem timp să le ascultăm. Doar să le ascultăm. V-am spus, soluțiile le au deja. Câți dintre dumneavoastră vă iubiți soțiile? Puteți să ridicați mâna. Câți dintre dumneavoastră ați murit pentru ele? Câți v-ați dat viața pentru soțiile dumneavoastră? Știți care e problema noastră? Problema noastră este că am fi gata să facem lucrurile mari pentru el. Nu e așa?
Am fi gata să ne dăm viața pentru El, am fi gata să facem declarații fantastice, să ne dăm un rinichi, dacă se poate, să ne dăm o mână, dacă se poate, să ne dăm pentru El tot. Dar vreau să vă spun, până la a muri pentru ele, de ce ne este greu să le aducem un pahar cu apă? Nu dacă pentru, la început pentru nevasta ta ai înconjurat lumea de 7 ori. Așa ai fi spus, luna de pe cer s-o dau, dragă. De ce? De ce ne este greu să spălăm un vas? Eu vorbesc din propria experiență. Am zis, decât să-mi dai să spăl vasele, mai bine da să șapă un șansă. E ceva care ne creează disconfort, dar sunt lucruri minore, sunt lucruri mici, care nu se compară cu moartea. Un doi sărim la a muri pentru ele. Un doi sărim la a face declarație. Îți gata să mor pentru tine, draga mea, dacă e nevoie. Dar îmi zice, nu spăl vasele. Am găsit și eu falimentul ăsta vaselor. Nu totdeauna mă sună într-o zi Flavius e aici și îmi întreabă, ce faci? Dacă bine mi-aduc aminte, îi zic, cred că fac cel mai spiritual lucru. Spăl vase. De ce ne este greu să pregătim micul dejun? Este greu să pregătim. De ce ne este greu să dăm cu mopul și cu aspiratorul când e nevoie? Hristos spune, nu mă interesează în primul rând să muriți pentru ele. Vreau să începeți cu lucrurile mici, cu lucrurile nesemnificative, de la duce un buchet de flori. Ei mulțumi că există. Când pierdem din vedere modelul lui Hristos, familia devine disfuncțională. Când pierdem din vedere modelul lui, nu ne mai putem raporta cum vrea cuvântul lui Dumnezeu. Citim 7 pași pentru succesul în căsătorie. E frumos. Cum să ai o căsnicie fericită? La fel, e frumos că citim. Dar ascultați-mă. Modelul pentru viața de căsnicie pe care trebuie să-l urmeze un bărbat nu e altul decât Hristos. A fost cel mai mare bărbat care a trăit vreodată pe pământul ăsta. Mulți bărbați pot să putem să elogiem, putem să vorbim despre ei, dar nu există un exemplu pentru viața de căsătorie decât Hristos. Și atât. Și atât. Alex și Denisa. Iubește-o în așa fel încât să fie supusă din respect. Când Hristos mi-a schimbat viața, știți de ce? Nu pot sau nu vreau să aleg din nou calea lumii în detrimentul a ceea ce El a făcut într-o zi cu mine. Adică m-a spălat, m-a schimbat, m-a eliberat. Nu e o corvoadă creștinismul când îl înțelegem că Hristos a făcut totul. Nu e o corvoadă creștinismul când înțelegem că Iisus a murit pentru noi. Și creștinismul în momentul acela devine cel mai fascinant lucru care ni s-a putut întâmpla vreodată în viață.
Când îți dai seama că în locul tău a murit Hristos și prin credință te uiți la El și accepți jertfa Lui, îți dai seama că în momentul acela ai găsit cea mai mare taină despre care vorbea Gabi: Hristos. Nevestelor, fiți supuse ca Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Pentru că dacă nu va mai fi modelul lui Hristos, va pleca modelul lui Hristos, căsnicile noastre vor funcționa, dar ca și mașinile pe ulei. În momentul în care ne întâlnim cu Hristos, viața de familie e altfel. De aceea, dragilor, urmați modelul lui Dumnezeu și veți fi binecuvântați.